Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Marian Dănuț Crișan, vicepreședinte PPDD Sălaj. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la Radio Transilvania Zalău. Bine v-am găsit. Într-adevăr, sunt pentru prima dată la emisiunea noastră. PPDD. Un partid oarecum surprinzător pentru scena politică românească. Ați reușit câteva succese la nivel național și în Sălaj. Aveți consilieri județeni, primari. Așa, o privire generală mai întâi despre partid în acest moment. Știți că pe vremea noastră erau niște bazme cu voi Nicola din poveste, care crește într-un an cât alții în 10. Noi putem foarte bine să spunem acest lucru, pentru că dacă înainte cu un an de alegerile locale nici nu existam ca și partid, am reușit practic după câteva luni de la înființare să obținem un rezultat care cred că a surprins pe foarte multă lume. Dacă pe plan local vedeți, avem la nivelul municipiului Zalău la fel de mulți consilieri ca și PDL-ul și UDMR-ul, care partide consacrate pe scena politică și căliți în bătălii electorale. Și la nivelul județean, sigur că am scos un rezultat cât de cât mulțumitor. Deci, chiar pot să spun că rezultatul pe care l-am scos nu este unul de neglijat într-o perioadă atât de scurtă de timp. Pentru că, vreau să vă spun, alegerile locale pe noi ne-au prins cumva descoperiți. Pentru că se vehicula, știți bine, se vehicula ideea că vor fi comasate alegerile locale cu cele parlamentare undeva spre toamna anului 2012. Iar când s-a făcut anunțul că, de fapt, alegerile locale vor fi la termen, mai erau, practic, vreo 3 luni, dacă rețin bine, sau nici, poate nici atâta, până la data alegerilor. Ei, noi fiind un partid nou, sigur, ne deosebim de celelalte partide care au structuri bine consolidate, puse la punct în teritoriu, noi fiind în construcție, sigur că am fost prins un pic pe picior greșit și a trebuit să, calculele noastre fiind că avem timp până în toamnă să ne punem la punct cu partidul, adică construcția unui partid nu e chiar așa de ușoară. Adică cei care sunt mai vechi știu acest lucru, dar alții din afară probabil cred că e foarte simplu să vii cu un partid și după un an de zile să obții 10% și 14% la alegeri parlamentare. Nu e așa, și un partid se construiește în timp cu multă muncă și multe sacrificii, ca și orice pe această lume. Și rezultatul la locale, sigur, niciodată nu poți să spui că ești mulțumit, că este loc de mai bine. Și noi puteam să scoatem mai mult. Aici sunt chestiuni, ar fi multe să o discuta pe partea asta, dar în mare, cred că rezultatul este bun. La nivel național aveți deja și pierderi. Este oarecum firesc și în contextul a ceea ce spuneați. Au fost câțiva parlamentari care au părăsit partidul, să spunem așa. Vă întreb dacă în Sălaj aveți asemenea semne. Păi, în primul rând, în Sălaj nu avem parlamentari, din păcate. Bine, mă refer la cei care sunt în funcție alese. Nu, avem semnale, adică că ar părăsi partidul. Avem un caz la Consiliul Local, dar și-a dat demisia din funcția de consilier, nu din funcțiile de partid. Nu sunt semnale în cadrul partidului la nivel județean. Cred că lucrurile stau destul de bine din punctul ăsta de vedere. Bun, să facem o socoteală. Aveți în acest moment la Consiliul Județean 3, da? Da. Consiliul Județean la primărie, la Consiliul Local al Municipiului Zalău? La Consiliul Municipal al Municipiului Zalău avem, la Consiliul Local al Municipiului Zalău avem 3. Și aveți în județ primari? La Bucium, la Horatul Crasnei?
și un viceprimar la Valcău. Și un număr de câți vici? Și un număr de câți consilieri locali? 52. 52. Evident că sunt mari tentațiile. Sunteți în opoziție și nu sunteți în opoziție. În multe locuri am observat eu așa de pe margine. Vă referiți aici la consiliile locale? Da, da, la consiliile locale. Păi, vedeți că în funcție de, de configurația consiliului care au rezultat în urma alegerilor, de structura consiliului local, și noi a trebuit să ne poziționăm ori de parte, ori de alta. Deci asta a depins foarte mult de structura, de componența consiliului local din comuna și din localitatea respectivă. Deci, caz Valcău, unde am reușit să obținem funcția de viceprimar. Acolo am avut un rezultat foarte bun, avem 4 consilieri locali și v-am spus, nu era altă posibilitate, nu puteai să te duci pe o singură linie atunci când, de exemplu, să spunem, dau exemplu Valcău, da? Să zicem, noi hotărâm că ne ducem peste tot în județ cu USL-ul sau cu PDL-ul. Și acolo unde avem șansa să prindem un post bun, să renunțăm la el doar pentru că... Deci v-am spus, în funcție de conjunctură. Și care va fi poziția noastră, perspectivă? Veți fi mai în opoziție decât sunteți acum? O să încercați să mai aduceți oameni în partid? Vreau să spun că asta este o preocupare permanentă a noastră. Așa cum v-am spus și la începutul emisiunii, noi suntem încă un partid în formare și recunoaștem asta. Încă, dacă v-am spus, înainte de alegerile locale, am muncit mult în teritoriu ca să constituim organizații, să le consolidăm. Procesul ăsta de formare a partidului este un proces mai de durată. Și am văzut și să învățăm și noi de la colegii cu mai vechi care au construit partidele astea în ani de zile, în 10 ani, în 15 ani. Și noi trebuie să facem la fel, să atragem alături de noi, și asta e o preocupare, asta vă spun, e o preocupare permanentă a noastră, să atragem alături de noi oameni de valoare, oameni tineri. O preocupare permanentă a partidului este a promova oamenii tineri în partid, de a-i aduce alături de noi și a-i crește ca și oameni de partid. Ce să vă spun, procesul ăsta de construcție la noi continuă încă. Sunt organizații pe care le-am înființat, care nu au confirmat, acolo sigur trebuie luate măsuri de schimbare. Sunt încă localități unde organizațiile nu sunt, încă este de muncit la partidul ăsta. Vrem, sigur, fiecare și-ar dori să aibă alături de el oameni cât mai buni, să aibă în partid oameni cât mai de valoare, oameni pe care se poate baza. Ușile noastre, am spus, niciodată n-au fost închise nimănui. Ați văzut, la noi oricine a fost bine primit, chiar dacă a făcut bine parte din alte partide. Acum fiecare, după ce vine acolo, poate să confirme sau să-și urmeze drumul după cum se integrează în cadrul partidului și așa mai departe. Astea sunt probleme care pot fi discutate. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul Magazin Sălăjan, astăzi cu domnul Marian Dănuț Crișan, vicepreședinte PPD de Sălaj. Cum se simte mentorul dumneavoastră, să spunem așa, de la București? Că văd că în ultima vreme nu se simte prea bine. Păi, adică nu putem spune că nu se simte prea bine. Sigur că nu se simte prea bine, pentru că și dumneavoastră, dacă ați avea o afacere care la un moment dat ar fi trasă pe linie moartă, ar fi închisă, nu cred că niciunul dintre noi, dacă am fi ajunge în postura asta, nu ne-am simțit foarte bine și foarte confortabil. Din păcate, nu, sunt dintre noi care au trăit astfel de experiențe și alea înțeleg ce se întâmplă. Sigur,
Noi trebuie să recunoaștem și suntem de acord, partidul ăsta este opera lui Dan Diaconescu și a fost înființat prin cadrul televiziunii OTV. Asta este, nu este nici un secret, știe toată lumea că, și sigur că pe noi ca partid lucrul ăsta ne afectează. Acum, nu vreau să intrăm, nu este treaba noastră să vedem cât e de corect, cât e de legal și așa mai departe, dar sperăm că lucrurile se rezolve, să nu preocupă cum se simte. Bine, nu se poate simți, dar sperăm că lucrurile să redevină la normal. Postul ăsta este important pentru noi, precum și Dan Diaconescu. Normal, el este fondatorul partidului, el este locomotiva acestui partid. Asta este o pierdere, într-adevăr, pentru partid. Vedeți, ceea ce nu te, cum se spune, ce nu te omoară, te întărește, te călește și te face să te duci mai departe. Probabil că o să trecem și peste asta și, cu siguranță, chiar cu televiziune sau fără televiziune, partidul va merge mai departe și atât la nivel național, cât și vă garantez la nivel județean. Aici pot să vă spun sigur, sunt implicat direct în construcția partidului și cu siguranță partidul o să meargă înainte și poate așa cum am surprins până acum, o să surprindem chiar mai mult de acum înainte. Care e situația foștilor candidați la legile locale și parlamentare? Mai sunt în partid, au plecat? La un moment dat erau povești, fie că au rămas, fie că au plecat, m-am înțeles că n-au plecat. O parte au plecat, o parte n-au plecat. Aici a rămas la așa cum v-am spus, ușile au fost deschise pentru fiecare, pentru oricine. Deci a putut să vină oricine, ați văzut, au venit de la alte partide. Vedeți, în timp ce, care este deosebirea între partidul nostru și celelalte partide? În timp ce acolo s-au dat bătălii, și știm din presă, s-au dat bătălii puternice pentru o candidatură la alegerile parlamentare, la noi lucrul ăsta, uite, au avut loc să vină chiar cei care n-au fost membri de partid până în momentul respectiv. Să face, adică, la momentul respectiv ne-am făcut o analiză și a contat cel mai mult nu neapărat că ai fost membru din partid, am ales varianta pe care am crezut noi că e cea mai bună pentru partid și varianta câștigătoare. Și după cum s-a văzut, totuși rezultatul nu a fost unul slab. Acum, conjunctura că nu am prins un parlamentar, vedeți, scorul partidului a fost peste scorul partidului, la nivel județean, este peste scorul partidului la nivel național. Dar, datorită algoritmului de distribuire a mandatelor, asta s-a întâmplat, că am rămas fără, din păcate, am rămas fără un parlamentar la nivelul județului. Referitor la ce m-ați întrebat, da, unii, într-adevăr, unii au rămas, unii au ales să plece. Asta a fost decizia lor, nu a contat, nu a depins de noi, noi nu am dat pe nimeni afară, asta alegerile parlamentare, fiecare a hotărât dacă continuă drumul alături de noi sau se oprește aici. Am înțeles. Mai departe, o să aveți anul acesta conferință județeană de alegeri în partid? Sau ați avut deja? Nu. Nu o să avem. Nici nu am avut. Și cum vă alegeți acolo? Nu? Sunt alegeri? Sau păi da, la 4 ani. Ah, deci la 4 ani numai? Da, da. Deci nu avem 4 ani. Și până atunci mergeți pe o structură cumva interimară de conducere? Păi nu, nu avem minte. Deci noi am avut alegeri în partid în 2011, în toamna anului 2011, atunci s-a ales birou permanent județean. Sigur, între timp au mai fost care au plecat, v-am spus, deci fiind un partid de început, la momentul respectiv s-a ales un birou permanent județean, așa cum știam atunci, ne cunoșteam mai puțin între noi, activitatea fiecăruia, care cât o să se implice, nu știam atunci. Între timp, sigur că au intervenit schimbări, unii au renunțat, alții au plecat și locul lor, sigur, au venit, au fost numiți alții interimari, dar birou
peronel județean este în funcție de atunci și la termen, la 4 ani, deocamdată nu se pune în discuție, nu s-au discutat despre alegeri la nivelul partidului. Dacă se va impune și acest lucru, deocamdată funcționăm bine așa cum suntem, sigur, cu mici, o să mai fie probabil mici modificări pe parcurs, dar ăsta le facem din mers și... Organizații de femei, de tineri, da. Sau aveți o altă structură? Păi nu, avem organizații de femei, avem organizații de tineri, chiar vreau să vă spun că la nivelul organizației de tineri am avut o organizație foarte bună și foarte activă, organizația de tineri înainte de alegerile locale și în timpul alegerilor, în timpul campaniei la alegerile locale, am avut o campanie, am avut o organizație de tineri foarte bună și foarte activă, care vrem să o păstrăm și în continuare, eventual să o chiar mai îmbunătățim. Am adus, asta v-am spus, o preocupare permanentă a partidului este și ceea ce nu cred că o să vedeți la cele, nu prea mult o să vedeți la, ați văzut până acum la celelalte partide, este promovarea tinerilor în rândul partidului, tineri de valoare cu studii și care vrem să fie noi cei care suntem un pic mai în vârstă, sigur, o să mai avem câțiva ani de activat, dar ei vrem să vină din urmă și să preia ștafeta în cadrul partidului și să ducă mai departe ceea. Asta eu am spus și cu alte ocazii și încă în interiorul partidului acolo. Sigur, noi am început acum, am început ceva, o construcție, da? Probabil că nu o să putem noi finaliza. Și atunci trebuie să avem pe cineva care să vină din urmă și să ducă mai departe ceea ce am început noi. Deci, v-am spus, partidul ăsta, noi, nu ne, și din punctul meu de vedere și a celor care suntem în conducerea partidului, nu ne-am gândit să-l înființăm pentru o legislatură, pentru un an sau pentru doi, sau noi ne-am gândit că partidul ăsta să-l ducem acolo ca într-adevăr să reprezinte o alternativă la guvernările care au fost în ultimii 22 de ani. Adică noi am pornit cu gânduri serioase, cred că s-au și materializat multe dintre ceea ce ne-am planificat, dacă am obținut rezultatul ăsta doar în 2 ani de zi, într-un an jumate, practic. Iar cred că într-un final cetățenii și vor înțelege că după 22 de ani de guvernări sub diferite titolaturi, dar al acelorași persoane, că acest lucru este evident, asta s-a întâmplat în țara asta, o să avem într-adevăr o alternativă la guvernări. Atunci când se va lămuri că noi de fapt nu schimbăm nimic de 22 de ani, doar rotim. Aceleași cadre le rotim, aceiași oameni îi rotim. Că schimbă numele partidului, schimbă culoarea, schimbă așa mai departe, dar oamenii rămân mereu și mereu aceiași. Vrem să, la un moment dat, oamenii să-și dea seama că trebuie cu adevărat schimbare, o schimbare în țara asta, să impune și atunci să aibă, că replica pe care o dădea multă lume, până acum, eu discutam în diferite locuri sau cu multă lume, păi, de ce să mă duc la vot că n-am pe cine să aleg, că tot ăia candidează. Deci vrem la un moment dat omul să aibă posibilitatea să aleagă și pe altcineva. În privința regionalizării, ce poziție aveți? Ai un lucru bun? Încă nu înțelegeți despre ce e vorba? Care este poziția partidului? Poziția partidului, eu cred că pe noi, ca județ, ne-ar avantaja noi fiind un județ mic și mai de însemnat. Cred că ca județ ar fi, că noi ne-ar avantaja această regionalizare, deci mai ales dacă se și reușește ceea ce se declară, că vor fi mai ușor și mai se vor accesa mai bine. Vedeți, fondurile astea europene pentru dezvoltare și așa mai departe, pentru și proiect. Sigur că este un lucru bun, pentru că este una să faci un proiect la nivel de regiune mare,
sau să faci pe fiecare județ, care oricum cuprinde toate județele astea din zona respectivă. Și plus că s-ar mai reduce, probabil, din anumite structuri. Și din alte, nu avem nimic împotrivă. Cred că dacă va fi făcut așa cum trebuie, va fi benefică pentru țara. Alt subiect politic se discută deja și în Parlament, modificarea Constituției. E un demers necesar? Vedeți? Eu cred că nu chiar atât de important este modificarea Constituției, decât alte preocupări pe care ar trebui să aibă oamenii politici, parlamentari și, în primul rând, guvernul. Sunt, poate că sunt anumite lucruri care ar trebui modificate, adică în decursul celor, în perioada după Revoluție, de la adoptarea acestei Constituții, la un moment dat poate că s-a ajuns în anumite poziții că te-ai lovit de niște articole din Constituție și au fost greu de depășit datorită articolelor și poate unele se impune să se schimbe. Problema e că multă lume și adică oamenii politici ar dori să schimbe Constituția așa cum le convine lor la momentul respectiv, cum ar crede că ulterior ar fi în avantajul partidului respectiv sau asta. Haideți să ne întoarcem la mandatul de 5 ani a președintelui. Cineva și-a pregătit mandatul de 5 ani și deci, sunt probabil anumite articole care ne-ar fi, dar cred că nu asta, eu cred că nu asta e lucru cel mai important, adică lucru care încurcă clasa politică și guvernele care au condus România în ultimii 22 de ani să ducă țara asta pe un drum bun, pe un făgaș normal și să ne așeze acolo unde ne-ar fi locul în lume și în Europa. Nu cred că asta e principala problemă. Dacă o să se schimbe anumite articole, am spus, poate astea vin din necesitatea lor, din experiența anilor celor 20 de ani și, v-am spus, poate în anumite situații chiar se impune. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu domnul Marian Dănuț Crișan, vicepreședinte PPD de Sălaj. Cum vedeți să-l ajungă următorii ani? Să ne fie mai bine, să ne fie mai rău? Eu vreau să vă spun că aș vrea mult să ne fie mai bine cu fiecare. Asta trebuie să fie aspirația fiecăruia, de fapt. Să trăiască mai bine, să o ducă mai bine. Dar din păcate mi-e frică că nu o să avem parte chiar de aceste schimbări. Vedeți, mie mi se pare că multe lume conștientizează și mă refer aici la guvernele care au fost, ceea ce se întâmplă în țara asta, că multe lucruri sunt practic merg într-o direcție greșită, dar nimeni, nu știu, nu dorește, parcă nu dorește să pune lucrurile la punct și să ia măsuri în sensul de a corecta aceste lucruri. Eu nu pot să cred că de 20 de ani încoace niciun guvern nu și-a dat seama că agricultura noastră s-a dus de râpă și că șansa noastră ca țară ar fi să punem la punct agricultura. Pentru că cred că ăsta e sectorul cel mai la îndemână noastră, că nu o să putem să facem niciodată ceasuri de bune, la fel de bune ca elvețienii sau oțel ca suedezii sau mașini ca germanii, dar putem să facem oricând produse agricole, legume, cereale, fructe mai bune decât oricine din Europa sau cel puțin la fel de bune. Nu cred că în anumite domenii și la un moment dat cred că ne gândim că cineva nu e interesat sau nu dorește să pună la punct lucrurile. Nu pot să cred că nu să văd și nu să știu aceste lucruri. Cred că aici e mai adâncă
problema și interesele sunt mult prea mari și nu știu cine o să ajungă vreodată. Pentru că sunt evident, lucrurile sunt evidente. Lucruri, adică, haideți să vă spun ceva, să fac referire acum doar la asta ce se discută cel mai mult acum pe presă, pe televiziuni, cu rezilierea contractului Bechtel. Da? Deci după 8 sau 9 ani de la încheierea contractului, vin aceiași oameni care de fapt au fost când s-a încheiat contractul să-l rezilieze. Deci prin asta ce facem? De fapt recunoaștem că contractul ăla n-a fost bun. Dar a pus cineva în calcul pierderile care le-a suferit țara asta cei 8 ani de nerealizarea contractului ăla și acum cu rezilierea contractului, pe a venit cu conservarea. Astea sunt chestiuni care ar trebui să... E vorba, la noi un kilometru de autostradă e mai scump decât oriunde în lume. S-a pus vreodată cineva problema asta. Cum să o ducem bine? Cum putem să o ducem bine dacă banii sunt cheltuiți practic aruncați? Nu sunt cheltuiți cu folos. Da? Noi aruncăm banii probabil pe fereastră. Le plătim la ea pentru... că nu muncesc. Deci ei, lor le convine să nu muncească, că încasează mai mulți bani decât dacă muncesc. Și acum ne trezim că nu a fost bine și venim să o rezilim după 8 ani. Dar nu știu 8 ani câți bani s-au pierdut. Și atunci, de unde? În loc banii ăștia, într-adevăr, să-i folosim pentru construcția autostrăzii, îi plătim ca să rezilim contractul. Și să plătim după aia conservarea lucrurilor și așa mai departe, când aia trebuia. Și exemplele astea pot continua și ar fi nesfârșit. Sau ne dăm seama după 7 ani sau după 10 ani că o întreprindere mare de stat are datorii de nu știu câte milioane de dolari la stat. Da? Cum am putut să stăm pasiv și să așteptăm să se facă datoriile alea? Când noi vedem că de 7 ani întreprinderea merge constant pe pierdere. Iar cei care conduc, managerii și personalul din conducere, încasează lunar salarii de 10.000 de euro. Adică statul ăsta nu e un sac fără fund la urma urmei. Se termină. Și atunci ne trezim după 10 ani, după ce am lăsat răul să producă, în loc să... Atunci, în momentul când am văzut că fabrica începe o lună, două, trei, să producă pierderi, să stopăm. Atunci fenomenul. Să-l tragem la răspundere pe cei care au condus și au adus în situația asta. Cred că de aici trebuie să pornim și fiecare să fie responsabil acolo unde își face treaba. Atunci mă refer aici când vorbesc de banul public, când de întreprinderile de stat. Unul privat își conduce afacerea cum crede. Ăla nu își permite, vedeți? Niciun privat nu își permite să țină o întreprindere, să producă pierderi de milioane de euro în fiecare lună și să o țină 10 ani. E cumva împotriva oricărei logici și oricărei gândiri. Să te duci cu fabrica aia pe pierdere o grămadă de ani. De unde vin? Cine susține pierderile alea? Noi toți, până la urmă. O să revenim la salaj. Aici vreau să spun, aici putem, asta, dacă o să o ducem, pe atâta timp cât lucrurile astea continuă, cum să o ducem mai bine? Pe banii ăia care îi dăm la cineva ca să facă banii ar fi trebuit să-i dăm la cineva care face performanță, să stimulăm pe ăla, nu pe cineva care face pierdere, nu? Banii care dăm ca să producă pierdere, îi putem da în altă parte, să construim ceva, să susținem activități de producție și așa mai departe, să ființăm locuri de muncă. Asta vă spun. Perspectiva eu nu văd foarte îmbucurătoare. Atâta timp cât nu se pune capăt lucrurilor astea. Făceam referire la agricultură. Ce ne oprește pe noi să devenim producători în agricultură? Ce așa grele măsuri ar fi de luat ca să devenim din țară importatoare în țară exportatoare? Asta e o filozofie atât de simplu. Gândiți-vă, agricultura asta este sursă generatoare de materii prime pentru foarte multe ramuri industriale. Da? Odată ce punem la punct agricultura, începem să mișcăm și industria. Mă refer la industria textilă, industria de măruri și panificație, industria cărnii și așa mai departe. Pelărie și încălțăminte, câte și mai câte, care suntem mai vechi și am prins și regimul trecut, știm bine în domeniile astea ce
ramuri industriale dezvoltate aveam noi și cât lucram pe export acolo. Nu cred că sunt măsuri foarte greu de luat. Dacă vă duceți așa și mai treceți prin țară, un fapt îmbucurător, cel puțin în ultimul an, și au început să se mai lucre, dar până în urmă, cu 2-3 ani, cred că, hai să nu exagerez, dar să zic 50% din pământul țării era nelucrat. Era nelucrat, efectiv. Acum a început lumea să mai lucreze. Cred că s-a dus proporția asta, se schimbă în sensul bun. Ce așa de mari, așa de grele măsuri ar fi de luat ca să stimulăm pe oameni să lucreze pământul și să punem la punct și să relansăm agricultura? Radio Transilvania Zalău, rotisorul politic, astăzi cu Marian Dănuț Crișan, PPD de Sălaj. Ce vă propuneți în următoarea perioadă ca partid și în Sălaj? Deci, v-am spus, în următoarea perioadă ne propunem să continuăm cu construcția partidului, așa cum am spus, că suntem în construcție, vrem să ducem mai departe trendul ăsta crescător pe care l-am avut în perioada asta. Și acum, fiecare partid, ăsta este scopul și țelul lui, ca la un moment dat să ajungă să conducă țara, județul, orașul și așa mai departe. Sigur că ăsta este și țelul și visul nostru, să ajungem la un moment dat să putem, ca să ne putem exprima, asta este cel mai ușor și cel mai bun mod de a-ți putea exprima ideile și să pui în practică ceea ce la un moment dat și vii și aduci în fața publicului. Altfel, din opoziție, nu ai această posibilitate. Sau într-o măsură foarte mică. Deci, țelul nostru, și am convingerea că noi, ca și partid, vom crește, pentru că dacă acum populația acordată, ați văzut în proporție copărșitoare credit aceste alianțe USL, care după practica obișnuită în campanie vine, promite, iar după aia promisiunile rămân doar la stadiu de promisiuni, pentru că nu vedem nu știu ce înfăptuieri în ce un an și jumătate mai bine de guvernare socialistă, lumea cred că în sfârșit se va convinge că și aici a fost doar o mare păcăleală și o să întoarcă fața spre noi. Și v-am spus care sunt argumentele noastre. Noi venim ca un partid care n-am participat cu nimic la distrugerea țării, pentru că eu spun clar, țara asta nu se îndreaptă și în ăștia 20 de ani nu putem spune că s-a dus într-o direcție bună. Și atunci noi venim cu oferta noastră de altfel de oameni, cu altfel de gândire, cu altfel de mentalitate, care într-adevăr să schimbăm și să ducem țara asta în altă direcție. Aproape de finalul emisiunii noastre, domnule Crișan, ce ar mai fi important de spus? Un mesaj, vă rog. Acum, nu suntem în campanie, nu aș vrea să transmit, sigur că... Nici nu-i cazul să fiți în campanie. Sigur că nu aș vrea să... Ceea ce v-am spus și până acum, partidul nostru are ușile deschise pentru toată lumea, oricine este binevenit, este bine primit, iar cu timpul cei care confirmă, sigur că o să... Deci, vadă și rezultatele. Vă mulțumesc, domnule Crișan, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Un sfârșit de săptămână plăcut. La revedere!